Conceptul de tinerețe este de obicei asociat cu imaginea inocenței. Însă cei mai tineri criminali în serie din istorie contrazic brusc acest ideal. Acțiunile lor terifiante sunt o mărturie îngrijorătoare a potențialului întunecat înrădăcinat în ei înșiși. Noi explorăm căile îngrijorătoare ale acestor persoane, ale căror vieți timpurii au fost marcate de acte de violență inexplicabilă. Amarjit Sada Amarjit Sada este un caz extrem de rar de copil criminal în serie care a primit titlul de cel mai tânăr criminal în serie din lume, pentru presupusa ucidere a trei persoane înainte de a împlini opt ani. El s-a născut în satul Mushahar din statul Bihar, India, într-o familie de părinți care abia reușeau să facă față cheltuielilor. Amarjit a fost un copil destul de solitar, care găsea confort în activități precum cățăratul pe copaci și explorarea terenului. Viața lui a luat o întorsătură îngrijorătoare când mătușa sa, care a găsit un loc de muncă în oraș, i-a încredințat îngrijirea copilului ei, precum și a surorii lui mai mici, în timp ce se așeza în noul loc. Sub supravegherea lui amarjit a comis, se pare, acte șocante de cruzime. A început cu ciupituri și lovituri asupra bebelușului, aparent bucurându-se de țipetele copilului. Îngrijorător, acțiunile lui s-au intensificat când și-a înfășurat mâinile în jurul gâtului bebelușului în încercarea de a-i opri respirația. După ce a ucis verișorul sau verișoara lui, a îngropat bebelușul sub iarbă și s-a întors acasă. Când a i-a mărturisit mamei sale, aceasta desigur a fost șocată. Deși tatăl lui l-a pedepsit fizic pentru crimă, au decis să nu anunțe poliția și au inventat o poveste pentru mătușă. Următoarea lui victimă a fost sora lui de opt luni, pe care a strangulat-o în timp ce părinții lui dormeau. Potrivit unchiului său, unii membri ai familiei știau despre crime, dar le considerau probleme de familie. Crimele au rămas neraportate până când Amarjit a ucis al treilea bebeluș în anul 2007, presupusa lui ultima victimă, o fetiță de șase luni pe nume Hujbu. Mama ei vecina a raportat dispariția fiicei sale după ce a lăsat-o să doarmă la școală. A a mărturisit că a strangulat bebelușul și a lovit-o cu o cărămidă. Apoi, el a condus locuitorii satului la locul unde a îngropat-o. Amarjit a fost arestat de poliție, unde a mărturisit că a ucis sora sa cu trei luni în urmă și verișorul sau verișoara sa cu un an în urmă. Crimele au fost comise în mod similar. Amarjit avea tendința de a zâmbi, dar în general rămânea tăcut. Conform legislației din India, un copil nu poate fi trimis în închisoare. În schimb, el poate fi plasat într-un orfelinat până la împlinirea vârstei de 18 ani. Testele psihiatrice au sugerat că Amarjit suferă de tulburări de comportament și a fost plasat într-o casă din orașul Munger, frații Bever. Știrile pot vorbi despre Biver, dar este vorba despre povestea fraților Robert și Michael Bever care au fost implicați într-un crime teribilă și tragică, care a șocat comunitatea Broken Arrow, Oklahoma, în anul 2015. Frații Bever au organizat un atac brutal asupra propriilor membri ai familiei, ceea ce a dus la pierderea părinților și fraților și surorilor lor, pe 22 iulie 2015. Frații Bever și-au pus în aplicare planul în interiorul casei familiale, înarmându-se cu cuțite și o secure, începând un atac brutal asupra părinților lor. David și April Bever, precum și asupra fraților și surorilor lor mai mici. Atacul a fost extrem de brutal și nemilos, luând viețile părinților lor și ale doi dintre frații și surorile lor, Daniel și Victoria Bever. Ceilalți doi frați și surori, care au fost de asemenea prezenți în timpul atacului, au reușit să supraviețuiască, dar au suferit răni grave. Motivele din spatele acestui act de ticăloșie rămân subiect de speculații și investigații continue. Se raportează că frații împărtășeau o fascinație pentru violență, ceea ce adaugă un strat îngrijorător de complexitate acțiunilor lor. În timpul interogatoriului ulterior, Michael Bever a dezvăluit detalii îngrijorătoare despre evenimentele desfășurate în timpul incidentului tragic. Se raportează că Michael a spus că avea un obiectiv predestinat, similar altor criminali. În timpul atacului, Michael și-a chemat sora în cameră, distrăgându-i atenția în timp ce fratele său a atacat-o, după aceea, ținta a devenit mama lor, apoi tatăl lor. În acest moment, fratele lor, Daniel, s-a baricadat în dormitorul său, încercând disperat să ceară ajutor, sunând la serviciul de urgență 911. Michael l-a păcălit pe Daniel, afirmând fals că Robert vine și el după el, convingându-l să deschidă ușa pentru siguranța lui. Daniel, încrezându-se în cuvintele fratelui, l-a lăsat pe Michael să intre, fără să știe că astfel întrerupe apelul la serviciul de urgență. Robert a intrat rapid după el. Având intenția de a finaliza actul teribil Sora mai mare a reușit să fugă Și a căutat adăpost afară Ceea ce a dus la activarea alarmei casei Cu toate acestea Michael a dezactivat rapid alarma Și a forțat-o să se întoarcă în casă Supunându-o unei violențe suplimentare Între timp cei doi frați și surori mai mici În vârstă de 5 și 7 ani Căutau adăpost Închizându-se în baie Michael folosind din nou manipularea I-a convins să deschidă ușa sub un fals pretext Că Robert atacă pe toată lumea din păcate, Michael l-a ucis apoi pe fratele său de șapte ani, în timp ce Robert a atacat fratele sau sora de cinci ani. Din fericire, bătaia în ușă a întrerupt violența în curs de desfășurare, iar poliția a sosit imediat datorită apelului disperat al lui Daniel pentru ajutor. Această intervenție a oprit seria de violențe. După arestarea lor, Robert și Michael Bever au fost acuzați de mai multe crime. Gravitatea acuzațiilor și natura sinistră a crimelor au dus la judecarea lor ca adulți. În anul 2016, Robert Bever a pledat vinovat pentru 5 capete de acuzare de omor de gradul întâi, primind mai multe pedepse pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Michael Bever, la rândul său, a preferat să meargă la proces în anul 2008, a fost găsit vinovat de toate capetele de acuzare și, de asemenea, condamnat la mai multe pedepse pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Aceste condamnări garantează că ei nu vor mai reprezenta niciodată o amenințare pentru societate. Michael Hernandez. Michael Hernandez, născut în februarie 1980 și 8 în Miami, Florida, s-a dovedit inițial a fi un copil inteligent și bine educat, cunoscut pentru abilitățile sale academice excepționale. Cu toate acestea, sub această mască a normalității, se ascundeau probleme care au contribuit ulterior la un act teribil de criminalitate. În anul 2004, la o vârstă fragedă de 14 ani, Hernandez a comis un act de violență care a șocat întreaga țară. Crima șocantă a lui Hernandez a constat în faptul că a atras un coleg de clasă, Jamie Goff, în cabina unei toalete la școala medie Southwood din Miami. Acolo, el a atacat-o pe Goff cu un cuțit, în cele din urmă luându-i viața. Caracterul terifiant al crimei, precum și vârsta tânără, atât a victimei cât și a criminalului, a șocat profund societatea. Motivul din spatele acestui act teribil al lui Hernandez a fost subiect de speculații și analize. Unele rapoarte sugerează că el avea o fascinație sumbră pentru criminalii în serie, cercetând în mod regulat viața și metodele acestora. În plus, s-a descoperit că el ținea un jurnal plin de însemnări și desene îngrijorătoare care reprezentau violența. Aceste elemente, împreună cu dorința de a deveni celebru, ar fi putut contribui la decizia sa de a comite o astfel de crimă teribilă. După arestarea sa, Hernandez a devenit subiectul unui proces care a început în anul 2008. Acuzația a prezentat dovezi convingătoare, inclusiv înregistrări video de la camerele de supraveghere și mărturii ale colegilor de clasă care confirmau caracterul premeditat și calculat al crimei sale. Cu toate că, la momentul comiterii crimei, Hernandez avea doar 14 ani. El a fost judecat ca un adult, ceea ce a generat dezbateri semnificative cu privire la pedeapsa adecvată pentru infractorii minori. În anul 2008, instanța l-a găsit pe Hernandez vinovat de omor de gradul întâi și tânărul infractor a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Lacrimile i-au apărut în ochi când a auzit această condamnare devastatoare. Această sentință a subliniat gravitatea crimei sale, iar judecătorul a fost convins că el reprezintă o amenințare semnificativă pentru societate. Decizia de a condamna un infractor minor la închisoare pe viață a generat controverse mari. Și a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de justiție juvenilă, potențialul de reabilitare și delicatul echilibru între pedeapsă și răscumpărare. De la condamnarea sa, Hernandez a încercat în mod repetat să conteste sentința și să obțină anularea acesteia. El a susținut că la pronunțarea sentinței ar trebui să se țină cont de vârsta sa. Cu toate acestea, el nu a reușit să părăsească închisoarea. Iar în anul 2021, la vârsta de 31 de ani, a murit în spatele grațiilor. Autopsia a arătat că Hernandez era morbid obez. Înălțimea sa era de 5 picioare și 10 inci, aproximativ 170 și 8 de centimetri, iar greutatea sa ajungea la 275 de lire, aproximativ 120 și 9 de kilograme și avea o disritmie cardiacă. Cazul lui Michael Hernandez servește ca o tristă amintire a consecințelor problemelor de sănătate mentală neadresate și a potențialei pericole a influenței mass media violente. Acesta subliniază complexitățile sistemului de justiție juvenilă, unde echilibrul delicat între pedeapsă și reabilitare rămâne un subiect de dezbateri și reflecții continue. Brenda Spencer Numele Brendei N. Spencer va fi pentru totdeauna asociat cu un eveniment tragic care a avut un impact profund asupra națiunii și a atras atenția asupra problemelor complexe Legate de sănătatea mentală și accesul la armele de foc. Născută pe 3 aprilie 1960 și doi în San Diego, California. Acțiunile lui Spencer pe 20 și 9 ianuarie 1917, au lăsat o amprentă de neșters în comunitatea ei, provocând întrebări profunde despre motivele din spatele unor astfel de acte de violență. La o vârstă fragedă de 16 ani, Spencer a comis un act abominabil care a schimbat pentru totdeauna viețile multora înarmat cu o pușcă de calibrul 22. Ea s-a așezat la fereastra casei sale cu vedere la școala primară Grover Cleveland, când elevii și personalul au sosit la școală. Într-o manifestare șocantă de violență, ea a deschis focul fără discriminare, țintind victime nevinovate, fără milă. Consecințele acțiunilor lui Spencer au fost devastatoare, provocând moartea tragică a două persoane și rănirea altor nouă. Printre victime s-au numărat directorul Burton Ragg și lucrătorul școlii Mike Sucher, ale căror morți subite au șocat comunitatea. Acest act fără sens de violență a determinat mulți să încerce să înțeleagă cum un adolescent tânăr putea ascunde o astfel de întunecare. Ulterior arestării ei, răspunsul infam al lui Spencer la întrebarea despre motivele sale a adâncit și mai mult misterul. Când a fost întrebată de ce a făcut asta, ea a răspuns fără suflet, nu-mi plac zilele de luni. Această afirmație sumbră a șocat și a deranjat observatorii care căutau răspunsuri capabile să ofere măcar o înțelegere în fața unui act atât de, de neînțeles. Pe măsură ce procesul judiciar a evoluat, a devenit evident că educația problematică a lui Spencer a jucat un rol semnificativ în formarea parcursului ei. Rapoartele au dezvăluit o istorie de tendințe violente și depresie. S-a descoperit că ea a dezvoltat o fascinație pentru armele de foc, cerând chiar o pușcă ca dar de Crăciun, pe care tatăl ei, din păcate, i-a oferit-o. În anul 1980, Spencer a fost judecată pentru crimele sale și a fost găsită vinovată de mai multe acuzații, inclusiv omor și multiple cazuri de atac cu o armă mortală. Având în vedere statutul ei de minoră la momentul comiterii crimelor, ea a primit o pedeapsă de la 25 de ani la închisoare pe viață. În ciuda numeroaselor apeluri, condamnarea lui Spencer a fost confirmată, iar ea rămâne în închisoare. Cazul ei stă ca o amintire sumbră a consecințelor de lungă durată ale actelor violente. Și subliniază importanța critică a soluționării timpurii a problemelor de sănătate mentală. În plus, acesta reaprinde discuțiile despre necesitatea unui control mai strict al armelor, pentru a preveni ca armele de foc să ajungă în mâinile greșite, în special ale celor care suferă de probleme de sănătate mentală. Edmund Kemper, cunoscut și sub numele de Ucigașul Colegial, este un criminal în serie american notoriu, care a comis o serie de crime terifiante în anii 70. Actele sale șocante de violență și natura înghețată a crimelor sale i-au adus un loc printre cei mai notori și studiați criminali în serie din istorie. Născut în anul 1948 în Burbank, California, Kemper a manifestat un comportament îngrijorător încă de la o vârstă fragedă a avut relații tensionate cu părinții, în special cu mama sa, față de care nu trea o antipatie profundă. Copilăria lui Kemper a fost marcată de fantezii violente și de abuzuri și ucideri de animale, care sunt adesea considerate semne de avertizare pentru viitoarele tendințe violente. Activitatea criminală a lui Kemper a început în anul 1964, când avea doar 15 ani. El a ucis pe bunica și bunicul său, împușcând-o pe bunica și atacându-l pe bunicul său cu un cuțit. Ulterior, Kemper a declarat că aceste acțiuni au fost motivate de dorința de a experimenta senzația de a lua viața cuiva și de a controla viața și moartea. După mulți ani petrecuți într-o instituție psihiatrică, Kemper a fost eliberat în anul 1969. Cu toate că psihiatrii au exprimat îngrijorări cu privire la potențialul său de violență, din păcate, temerile lor s-au confirmat. Kemper a comis o serie de crime brutale la începutul anilor 70, vizând în principal femei tinere, ceea ce i-a adus porecla de ucigaș colegial. Kemper adesea lua autostopere studente, ducându-le în locuri izolate, unde le strangula și le dezmembra. Tendințele violente ale lui Kemper s-au intensificat, culminând cu uciderea propriei sale mame și a prietenei acesteia în anul 1973 el i-a decapitat mama și a desfășurat acțiuni îngrijorătoare cu trupul ei, înainte de a scăpa de el. După aceea, s-a predat voluntar poliției, mărturisind o serie de crime terifiante care terorizau California. În anul 1973, Kemper a fost găsit vinovat de opt capete de acuzare de omor de gradul întâi și a fost condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. În ciuda crimelor sale abominabile, Kemper a devenit un obiect de fascinație pentru cercetători și psihologi, datorită nivelului său ridicat de inteligență și naturii sale elocvente. Pe parcursul timpului petrecut în închisoare, el a colaborat cu experți în psihologie și profilare criminală, oferind informații valoroase despre mintea sa și motivațiile crimelor sale. Cazul său a contribuit semnificativ la înțelegerea noastră a criminalilor în serie. James Fairweather James Fairweather mai cunoscut sub numele de Ucigașul din Colchester, s-a născut în anul 1999. Fairweather a devenit cunoscut ca unul dintre cei mai tineri criminali în serie condamnați din Marea Britanie, atrăgând atenția asupra capacității îngrijorătoare de violență în rândul adolescenților. Capitolul său sumbru s-a desfășurat în Colchester, Essex, între martie și iunie 2014, când avea doar 15 ani. În această perioadă, el a început o serie brutală de crime. Care au dus la moartea a două persoane nevinovate Prima victimă a fost James Atfield Un bărbat de 33 de ani cu leziuni cerebrale Care frecventa adesea parcurile din oraș Fairweather l-a ales pe Atfield ca ținta unui atac brutal Atacându-l cu un cuțit de peste 100 de ori În dimineața următoare, un trecător șocat A descoperit trupul fără viața lui Atfield Provocând șoc în comunitate La doar două luni distanță, Fairweather a lovit din nou Alegând o altă victimă nevinovată de data aceasta, ținta lui a fost Nahid Almania, o studentă de 31 de ani din Arabia Saudită, care mergea pur și simplu la Universitatea Essex. Fairweather a pândit-o, a atacat-o cu un cuțit și a lăsat-o fără milă să moară din cauza rănilor suferite pe o potecă. Seria de crime brutale a adus Colchesterul într-o stare de frică și panică. Deoarece locuitorii s-au confruntat cu conștientizarea terifiantă că un adolescent tânăr, aparent obișnuit, putea comite acte atât de abominabile. Poliția a lucrat neobosit pentru a-l captura pe criminal, lăsând nicio piatră neîntoarsă în investigația sa. Ironia sorții, arestarea lui Fairweather a fost rezultatul propriilor sale laude sumbră și amenințări făcute unui prieten. Fiind îngrijorat de declarațiile sale îngrijorătoare, prietenul a avut curajul să le raporteze autorităților, ceea ce a dus la arestarea lui Fairweather în iunie 2014. În timpul interogatoriului poliției, Fairweather a mărturisit crimele sale, ceea ce a întărit și mai mult vinovăția sa. El a susținut că auzea voci care îl îndemnau la sacrificii. În anul 2015, Fairweather s-a prezentat în fața instanței și a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare de omor. Judecătorul a recunoscut gravitatea și brutalitatea acțiunilor sale, iar lui Fairweather i s-a impus o pedeapsă de 27 de ani de închisoare. Instanța a stabilit că el reprezenta o amenințare semnificativă pentru societate, ceea ce servește ca un memento sumbru al capacităților distrugătoare, care pot fi ascunse într-un tânăr. Numele lui James Fairweiser va fi asociat pentru totdeauna cu un capitol întunecat din istoria Colchisterului. Crimele sale sunt un memento sumbru că răul poate apărea neașteptat, și că vigilența, empatia și măsurile preventive sunt esențiale pentru asigurarea siguranței și bunăstării comunităților. Alisa Bustamante, născută în anul 1994 în Missouri, a devenit cunoscută pentru comiterea unei crime teribile la o vârstă fragedă, care a șocat întreaga țară. Pe 21 octombrie 2009, când avea doar 15 ani, Bustamante a atacat brutal pe vecina sa de 9 ani, Elizabeth Olten, în cartierul lor din saint Martin. Bustamante a atras-o pe Elizabeth în pădure, a strangulat-o și apoi a continuat atacul folosind un cuțit. După ce i-a luat viața, a îngropat trupul lui Elizabeth într-un mormânt superficial și a încercat să ascundă dovezile crimei sale. Motivele reale ale acțiunilor lui Bustamante au fost dezvăluite mai târziu, în timpul procesului său. Mărturiile au arătat că a avut o copilărie dificilă, umbrită de neglijență și violență. De asemenea, s-a confruntat cu probleme de sănătate mintală, inclusiv depresie și un istoric de autovătămare. Bustamante a manifestat o preocupare alarmantă pentru moarte și violență, ceea ce a fost confirmat de scrisorile și desenele sale. Caracterul șocant al crimei și vârsta fragedă a lui Bustamante au stârnit o discuție națională despre pedeapsa adecvată pentru infractorii minori. Unii au pledat pentru clemență, având în vedere vârsta ei și potențialul de reabilitare. Pe de altă parte, majoritatea au considerat că gravitatea crimei necesită o pedeapsă mai severă. În anul 2012, Bustamante a pledat vinovată pentru omor de gradul 2 și pentru o infracțiune armată. I s-a impus o pedeapsă de închisoare pe viață, cu posibilitatea de eliberare condiționată în anul 2024. Cazul lui Bustamante a atras atenția asupra importanței intervenției timpurii și a sprijinului pentru sănătatea mentală pentru tinerii cu probleme din țară. De asemenea, a subliniat necesitatea unor resurse accesibile și a unei abordări cuprinzătoare pentru a aborda problemele fundamentale care pot duce la acte de violență extremă. Crima lui Bustamante a fost fără îndoială terifiantă, iar ceea ce este remarcabil în acea seară a făcut o înregistrare în jurnal în care a documentat evenimentul șocant. De la condamnarea sa, Bustamante continuă să fie un subiect de interes public și critică. Unii susțin că vârsta ei tânără, în momentul comiterii crimei, și potențialul de reabilitare, ar trebui să fie luate în considerare atunci când se discută despre posibilitatea reducerii pedepsei sale. Alții insistă că pedepsa este proporțională cu gravitatea acțiunilor sale. Eric Smith, născut pe 22 ianuarie 1980, a devenit cunoscut pentru comiterea unei crime teribile la o vârstă foarte fragedă. La doar 13 ani, Smith a luat brutal viața unui băiețel de 4 ani pe nume Derek Robby, în Comitatul Steuben, statul New York, în anul 1993. Acest eveniment tragic a șocat profund societatea și a ridicat întrebări serioase despre capacitatea de violență a adolescenților și complexitățile sistemului de justiție penală juvenilă. În acea zi fatidică, Eric Smith l-a întâlnit pe Derek Robby, care mergea singur la tabăra de vară. Profitând de ocazie, Smith l-a atras pe băiat într-o zonă forestieră izolată, unde l-a supus pe Derek unui atac brutal și prelungit. Caracterul și brutalitatea crimei au șocat profund comunitatea locală, provocând indignare și neîncredere. După descoperirea trupului fără viața lui Derek, a urmat o vânătoare masivă pentru criminal. Eric Smith, cu părul său roșcat și ochelarii caracteristici, a devenit principalul suspect. A fost arestat în scurt timp și a recunoscut rapid fapta. Confesiunea lui Smith, împreună cu dovezile medico-legale semnificative, nu au lăsat loc de îndoială cu privire la vinovăția sa. La momentul comiterii crimei, Smith avea doar 13 ani, ceea ce a generat o discuție intensă despre sistemul de justiție juvenilă. Mulți s-au întrebat dacă un copil de vârsta lui Smith putea înțelege pe deplin gravitatea acțiunilor sale și dacă era corect să fie tratat ca un criminal adult. Aceste întrebări au devenit tema centrală a procesului. După un proces lung, Smith a fost găsit vinovat și acuzat de omor de gradul 2. Avocatul său a insistat să fie judecat ca minor. Cu toate acestea, instanța l-a considerat adult din cauza gravității crimei comise. Smith a primit o pedeapsă de la 9 ani la închisoare pe viață cu posibilitatea de eliberare condiționată. După ce a executat 28 de ani în închisoare, Smith a fost eliberat. Câteva detalii importante despre caz au fost dezvăluite în timpul unui interviu cu bunicul lui Smith. Acesta a repetat cuvintele lui Eric, spunând: Am văzut un băiat blond și am vrut să-i fac rău. Bunicul său, la fel ca întreaga lume, a fost șocat de crima nepotului său. Cazul lui Smith a generat dezbateri despre eficiența reabilitării și adecvarea pedepselor pentru infractorii minori. Unii susțin că adolescenții, cu creierele lor în dezvoltare și potențialul de schimbare, ar trebui să aibă o șansă la reabilitare și reintegrare în societate. T.J. Lane, pe numele său complet Thomas Michael Lane III, este un criminal condamnat care a atras atenția mass media după ce a comis o împușcătură mortală într-o școală care a șocat profund Statele Unite. Născut pe 19 septembrie 1994, Lane a crescut pentru a deveni unul dintre cei mai urâți adolescenți infractori din lume. Atacul său violent a avut un impact profund asupra vieților familiilor victimelor și a atras atenția asupra unei probleme critice de siguranță în școli. Pe 27 februarie 2012, când avea doar 17 ani, Lane a comis un eveniment tragic la liceul Chardon din Chardon, Ohio. Înarmat cu un pistol de calibru 22, el a țintit studenții din cantina școlii în timpul micului dejun. Acțiunile lui Lane au dus la împușcături mortale ale trei studenți și rănirea altor trei. Victimele au fost identificate ca fiind Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin și Russell King Jr. Motivul atacului lui Lane rămâne subiect de speculații și dezbateri. Unele rapoarte sugerează că ar fi fost motivat de resentimente personale sau sentimente de nemulțumire, în timp ce altele indică probleme de sănătate mentală ca factor contribuabil. Trecutul problematic al lui Lane, inclusiv un istoric de probleme de comportament și o viață familială complicată, a adăugat complexitate cazului. După împușcătură, Lane a fost reținut de un profesor care a reușit să-l țină sub control până la sosirea autorităților. A fost apoi arestat pentru mai multe acuzații. În timpul procesului, Lane a arătat puțin regret pentru acțiunile sale, chiar a râs și a făcut gesturi inadecvate în sala de judecată. A purtat un tricou cu un cuvânt obscen și lipsit de respect scris pe el și s-a adresat familiilor victimelor într-un mod disprețuitor. În martie 2013, Lane a fost găsit vinovat de toate acuzațiile aduse împotriva sa și condamnat la închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată. Judecătorul a descris acțiunile sale ca fiind pur rău și a subliniat necesitatea de a proteja societatea de cineva capabil de o astfel de violență. Împușcătura din liceul Chardon a provocat șoc în întreaga țară, generând discuții despre controlul armelor, măsurile de siguranță în școli și sănătatea mintală a tinerilor. Acest incident tragic a determinat comunitatea să reflecteze asupra importanței identificării și abordării semnelor de suferință și tendințelor violente în rândul tinerilor cu probleme. Impactul acțiunilor lui Lane asupra familiilor victimelor și comunității Shardon nu poate fi subestimat. Tragedia le-a schimbat radical viețile, lăsându-i cu o durere profundă și traume. Cu toate acestea, comunitatea s-a unit și în sprijinul reciproc, demonstrând reziliență și angajament față de vindecare. Nathaniel Brazil a devenit cunoscut pentru implicarea sa într-o crimă tragică și larg discutată, care a avut loc în Lake Worth, Florida, în anul 2000. Născut în octombrie 1886. Brazil avea doar 13 ani când a comis un act, care i-a schimbat pentru totdeauna viața și viețile celor implicați. Pe 26 mai 2000, Nathaniel Brazil a adus un pistol furat, neîncărcat, în școala medie Lake Worth, unde era elev. A intrat în clasa sa de engleză și a intrat în confruntare cu profesorul Barry Grunow, care se spune îl mustrase mai devreme în acea zi. În timpul confruntării, Brazil a scos pistolul și l-a împușcat tragic pe Grunow în cap, ceea ce a dus la pierderea vieții acestuia. Incidentul a șocat comunitatea și a atras atenția întregii țări din cauza vârstei infractorului și a lipsei de sens a crimei. Acest lucru a ridicat numeroase întrebări despre controlul armelor, siguranța în școli și influența mass media asupra comportamentului tinerilor. Brazil a fost arestat în scurt timp după împușcătură și acuzat de omor de gradul întâi. În ciuda vârstei sale, a fost judecat ca adult din cauza gravității crimei. În timpul procesului, avocatul lui Nathaniel a susținut că crima a fost comisă din neglijență. Apărarea a sugerat, de asemenea, că pistolul a tras accidental în timpul luptei dintre Brazil și Grunov pentru control. Cu toate acestea, Acuzarea a susținut că Brazil a adus pistolul în școală cu intenția de a face rău cuiva. În anul 2001, Nathaniel Brazil a fost găsit vinovat de omor de gradul 2 și de atac grav cu o armă de foc. I s-a impus o pedeapsă de 28 de ani de închisoare, cu posibilitatea de eliberare condiționată, doar după ce a executat minimum 25 de ani. În timp ce se afla în închisoare, cazul lui Brazil a continuat să atragă atenția. Susținătorii cerând eliberarea sa, în timp ce alții insistau asupra menținerii condamnării sale. De-a lungul anilor, au existat provocări legale și apeluri legate de cazul său, dar în cele din urmă, condamnarea și sentința lui Nathaniel au fost confirmate. În prezent, Brazil își execută pedeapsa într-o instituție corecțională din Jackson și ar trebui să fie eliberat pe 18 mai 2028. În timpul șederii sale în închisoare, a finalizat cu succes un program de educație generală și a obținut un certificat de asistent juridic. Craig Price, cunoscut și sub numele de Ucigașul din Warwick, este un criminal în serie condamnat, ale cărui fapte au atras atenția din cauza crimelor îngrozitoare comise de el în Warwick, Rhode Island, la sfârșitul anilor 80. Crimele lui Price și complexitățile care înconjoară cazul său continuă să capteze atenția publicului, generând întrebări profunde despre natura răului și complexitățile sistemului penal. Craig Price s-a născut pe 11 octombrie 1973. Tendința sa spre violență a devenit evidentă de la o vârstă fragedă, când a început să manifeste comportamente violente față de animale. Cu toate acestea, abia în anul 1987, la doar 15 ani, Price a început o serie de atacuri brutale care au șocat comunitatea. Prima victima a lui Price a fost Rebecca Spencer, o femeie de 27 de ani pe care a atacat-o în timp ce alerga în apropierea casei sale. Prici a pătruns în casa ei, a atacat-o brutal și a lăsat-o fără viață. La mai puțin de un an, a lovit din nou, de data aceasta vizând vecinii, John Heaton și cele două fiice ale sale, Jennifer și Melissa. Prici a pătruns în casa lor, atacând brutal toate cele trei victime. Comunitatea din Warwick a fost cuprinsă de frică, deoarece criminalul era liber. În cele din urmă, suspiciunea a căzut asupra lui Craig Price, care avea un istoric de comportament violent și întâlnire anterioare cu poliția. Price a fost arestat în anul 1989, după ce un martor a oferit informații incriminatoare, iar în cele din urmă a recunoscut comiterea crimelor. Aspectul șocant al crimelor lui Price nu constă doar în brutalitatea lor, ci și în vârsta sa la momentul comiterii. La doar 15 ani, Price a devenit unul dintre cei mai tineri criminali în serie din istoria Americii. Acest fapt a generat dezbateri despre natura violenței juvenile și reacția adecvată a sistemului penal. Din cauza vârstei sale, Price a fost inițial condamnat ca minor și a fost condamnat să își execute pedepsa într-o instituție pentru minori până la împlinirea vârstei de 21 de ani. Cu toate acestea, tendința sa spre violență a continuat să se manifeste în închisoare. Atacând alți deținuți, chiar provocând moartea unuia dintre ei. Acest lucru a dus la reevaluarea cazului său, iar în anul 1992, Price a fost condamnat și a primit o pedeapsă lungă de închisoare. De-a lungul întregii sale perioade de detenție, Price a rămas o figură extrem de controversată. A arătat puțin regret pentru crimele sale și a fost implicat în incidente violente suplimentare în spatele grațiilor. În ciuda potențialului de reabilitare, Acțiunile și comportamentul lui Price au ridicat îndoieli cu privire la posibilitatea ca el să fie eliberat vreodată. Craig Price rămâne în detenție în închisoarea din Rhode Island, executând pedepsa pentru crimele sale. Putem spune că capacitatea de a face rău există la orice vârstă, având în vedere aceste povești. Rămâneți alături de noi pentru mai mult conținut captivant și apăsați pe unul dintre aceste videoclipuri de pe ecranul dumneavoastră. Aveți grijă de voi, ne reauzim cât se poate de curând. Toate cele bune!